Ah, bine v-am găsit! Eu sunt Florin Alexandru, profesor de științe aplicate la Asociația pentru Dezvoltare și Mediu, pe scurt ADMED. Asociația noastră sprijină comunitățile locale pentru a-și dezvolta resursele umane, în special prin activități educative non-formale. Utilizăm în special metode de învățare inovatoare prin machete pe care le realizează participanții manual, sub îndrumarea noastră foarte atentă. Proiectele noastre vizează întotdeauna rezolvarea unor sarcini concrete, reale, cu care comunitatea respectivă se confruntă. Ele sunt aduse în atenție prin metode de învățare experimentale noi, pe care noi mai întâi le verificăm și apoi le punem la dispoziția lor, după ce le trecem prin grupuri pilot. Aceasta este sarcina mea, de a dezvolta aceste metode experimentale inovatoare, în special prin machete. Noi. Am aflat despre program de pe o platformă de știri în urmă cu mai mulți ani, cred că sunt 5 sau 6 ani. După ce am aflat de existența programului, am intrat în legătură cu Asociația TechSoup și am aflat câteva detalii despre cum anume funcționează acest program. Am considerat că este un program extraordinar, prin faptul că îți permite o libertate de exprimare absolută, îți permite și chiar te îndeamnă să folosești metode de învățare inovative în acest mediu digital. Iar noi așa ceva ne dorim, cu asta ne ocupăm, cu metodele inovative de învățare non-formale. A fost un efort de creație, în primul rând, pentru că noi am preluat comenzile din limbajul de programare Scratch și le-am transformat în niște forme ce pot fi identificate prin pipăi, niște forme tactile. Am trecut prin două sau chiar trei faze ale acestui prototip al formelor ce reprezentau comenzile programului Scratch. Interesant a fost că, plecând de la ideea de a avea niște aripioare în 3D ce puteau fi ușor recunoscute și astfel puteau fi recunoscute și comenzile respective. Deci, plecând de la ideea asta, conceptul nostru s-a dezvoltat foarte mult. Am adăugat culori pentru a-i ajuta pe cei care văd totuși puțin să se orienteze mai simplu, mai ușor cu aceste forme. Iar următoarea activitate a fost cea de pilotare cu un grup mai mic în care am verificat dacă lucrurile se desfășoară așa cum ne-am dorit. Iar în final am mers la beneficiarii noștri, la elevii cu deficiențe de vedere și acolo, de la școala specială de pe strada Austrului, și acolo am văzut cum anume se descurcă ei cu aceste forme. Ei au reușit să programeze folosind aceste comenzi tactile, fără ajutorul unui calculator și fără ajutorul altor mijloace de sprijin. În cazul elevilor nevăzători, aceste mijloace de sprijin sunt destul de costisitoare, greu de procurat, greu de învățat. Noi le-am oferit o modalitate mai simplă de a învăța programare și, mai mult decât atât, i-am învățat cu această ocazie și ce să facă în cazul unui cutremur. Deci, exercițiul nostru din cadrul atelierului Meet & Code a constat exact în programarea algoritmului comportamental în cazul unui cutremur. Cum recunoști că a avut loc un cutremur, că trebuie să te ghemuiești, să te ții de birou și să te acoperi, toate astea sub forma unui limbaj. Au învățat și Scratch și aripioarele noastre tactile care, de fapt, încheagă un întreg univers de învățare și au învățat și să se apere în caz de cutremur. Toată lumea a ieșit câștigată și au fost foarte fericiți. Adevărat că și noi. Da, era inevitabil să apară momente cu impact emoțional. Au fost două.
pe care le-am reținut în mod special. Unul a fost când unul dintre elevii nu vroia pur și simplu să plece de la noi, deși avea alte îndatoriri foarte serioase, dar nu a vrut să plece și atâta s-a rugat. Practic l-am condus până la ușă, de la masa de lucru până la ușă, tot explicându-i diverse lucruri ca să mai câștigăm un pic de timp. Iar al doilea moment emoționant a fost când unul dintre participanții nevăzători ne-a spus că el acasă o să joace părinții să-i procure și lui acasă un set de învățare cu aripioare tactile. Sigur, noi le-am lăsat acasă acele seturi pe care noi le-am pregătit pentru învățarea scratch tactil, dar el vrea mai mult decât atât. Vrea să învețe mai mult, vrea mai multe forme, vrea mai multe elemente de învățare tactile, vrea mult mai mult. Noi am făcut tot ce am putut, dar a fost emoționant că a venit din partea acelui elev, așa a apărut o dorință de a face mult mai mult. Asta înseamnă că a prins, ideea a prins. Da, a fost un moment emoționant pentru noi de data aceasta. Este o confirmare a faptului că ideile inovatoare, ideile noastre de învățare cu machete, ideile noastre de învățare experimentală, non-formală, sunt apreciate și nu numai că sunt apreciate, ci sunt și capătă și o dimensiune internațională, adică sunt inovatoare și apreciate în întreaga Europa. Este foarte mult, este o încurajare extraordinară. De altfel, acesta a fost și unul din lucrurile care ne-au împins de la început către Meet&Code, faptul că în program putem să ne punem în valoare ideile într-un mediu internațional. Adică suntem în contact cu alte organizații și școli cu preocupări similare din întreaga Europa. Este un câștig extraordinar al programului Meet&Code și faptul că în aceste condiții noi am reușit să obținem locul întâi pe întreaga Europa, la categoria noastră, diversitate, este o încurajare absolut extraordinară. În plus, așa cum spuneam, noi avem un concept educativ pentru elevii nevăzători, constând în acest regat educativ al aripioarelor, în care toate machetele sunt ușor de recunoscut prin forma lor, ce constă în niște aripioare ce se ridică în plan vertical față de formele orizontale, cu diverse forme. Acestea sunt concepute special pentru a fi diferențiate între ele și formează un mediu de învățare unic, dar care se adaptează la diverse obiective. Aici am avut de adaptat mediul de învățare la Scratch și am făcut Scratch tactil. Dar mai sunt și altele. Avem recunoaștere de obiecte care fac parte din tehnologie. Da, din tehnologia aplicată în locuință, da, este același concept și acolo. Și mai sunt și multe altele, dar a fost o încurajare pentru a continua pe acest drum și ne gândim chiar pe viitor să adaptăm conceptul nostru și la design thinking, în care deja este cumva prins, și să-l transferăm și în alte limbaje de programare, cum ar fi C++. Da, este o încurajare extraordinară. Da. Când mă gândesc cum am început noi acum 5 ani, întrebarea mi se pare că se poate de pertinentă. Da, țare, așa cum consider tot. Metode inovative. Mulți vor spune, păi stai că toată lumea din Europa asta vrea. E adevărat, dar contează și cât de departe te poți duce cu imaginația și cu inovarea. Iar aici, în Meet&Code, nu există o astfel de limită. Te poți duce unde vrei.
Și în legătură cu partea formală, este mult mai simplu, mult mai simplu decât pare. Este foarte greu să te abuși. Adică, sigur, e ceva nou, încă orice lucru nou pare dificil, dar încep și scrii. Da? Și îți lași mâna să-ți spună pe hârtie ceea ce ai gândit, cu cât se poate de mare libertate. Poți ieși din standarde cât dorești. Este un lucru extraordinar și, contrar la ceea ce ar părea la prima vedere, facilitează scrierea proiectului respectiv. E mult mai ușor să scrii ceva când știi că ai posibilitatea să știi, să scrii ce vrei și cum vrei, decât să scrii ceva chinuindu-te să le înfigi acele lucruri în niște căsuțe preexistente. Profitați de libertatea și de ușurința programului Meet & Code. E un lucru rar. Și poate ne întâlnim. Mulțumesc.